Invitația șefului Tafido. Franklin Gutierrez, un student misionar sulaț, în școala misionară Slong, a avut privilegiul să fie martorul transformării vieții unui violent șef de trib. În continuare, el ne împărtășește experiența cu propriile lui cuvinte. Datu Tafido, cel mai de temut războinic din zonă, este șeful tribului Slong. El poartă armă și relatează isprăvi de luptă și activități ilegale care au sfârșit în conflicte sângeroase. Are grijă ca supușii lui să-l asculte. Cu respect, l-am invitat pe șef să vină la biserică. Am fost surprins când a venit. Avea și arma cu el. A stat și a ascultat. Îi plăcea să-și vadă și să-și audă copiii cântând și recitind versete memorate. Mi-a spus că vizitase biserica în mod regulat când au fost și alți profesori sulați în sat, dar nu participase niciodată deoarece simțea că este prea păcătos. Într-o duminică am avut o întâlnire cu părinții la care a venit și șeful Tafido și două dintre soțiile lui. Am vorbit despre chestiuni școlare. Șeful Tafido, care de obicei este vorbăreț, acum asculta în liniște. În cele din urmă, chiar înainte să terminăm, șeful a vorbit. Vreau doar să vorbesc înainte de rugăciunea de încheiere, a spus. Știu că veți fi surprinși de ceea ce vă voi spune. Am văzut oamenii privindu-se între ei și întrebându-se ce va urma. Știți cât de rău sunt? Continuă șeful. Mulți dintre voi ați simțit pe pielea voastră mânia mea. Știu că oamenii din alte sate plănuiesc să mă omoare ca să se răzbune pentru lucrurile pe care le-am făcut. Sunt pregătit pentru asta. L-am rugat însă pe Domnul să mă ierte, să trăim de acum în pace și să renunțăm la armele noastre. Plănuiesc să-mi schimb viața. Vă invit să veniți în fiecare sabat și să vă alăturați profesorilor noștri și celorlalți la serviciul de închinare. Cartea neagră mă mustră pentru felul meu de a trăi și spune cât de nelegiuit sunt și cât de turbulentă mi-a fost viața. Vă implor să începem împreună o nouă viață. Convins de influența Duhului Sfânt în mijlocul nostru, am simțit că mi se face pielea de găină. Am încheiat întâlnirea cu o rugăciune, rugându-L pe Domnul să răspundă cererii șefului. Au fost necesari poate 10 ani de serviciu continuu din partea sulaților pentru ca inima de piatra șefului să se topească la auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul pentru că ne-a dat răbdarea de a continua să dăm mărturie pentru El. Sulat este o asociație a studenților misionari de la Mountain View College din Filipine. Gospel Outreach sponsorizează aproximativ 10 studenți sulați. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!